Bucheni, comuna Valea Mare, satul Mureni Vechi, pe malul Prutului, unde am demarat cercetarea arheologică preventivă a unei movile, cercetarea dictată de instalarea a unui parc fotovoltaic care se vede în spate și deja din prima zi a cercetărilor, chiar la suprafața acestei movile, am descoperit mai multe morminte, printre care se remarcă mormântul numărul 1. Este un mormânt din epoca ferului, realizat într-o groapă de dreptunghiular cu osurile rotunjite și defunctul pe care l-am descoperit în această groapă mortoară se află în poziție întinsă pe spate, orientat cu capul spre est. Este de remarcat că în groapa mormântului am descoperit și un vas ceramic, un vas realizat cu mâna, din pastă grosieră, și este specific acest vas pentru mormintele și culturile din primele secole ale primului mileniu înainte de Hristos. Asemenea, descoperiri sunt înregistrate mai rar în această parte a Republicii Moldova, primalul al râului Prut, și cu siguranță descoperirile pe care le înregistrăm vor îmbogăți și vor completa cunoștințele noastre privind realitățile istorice ale acestei zone. Cercetările continuă și despre rezultatele vom comunica.